Dosarul de finanțare a formației de fotbal sucevene este deja depus și se așteaptă punerea lui în discuția Consiliului Local și intrarea fondurilor la club. Viceprimarul Lucian Harșovski a mai precizat că municipalitatea va dota stadionul cu tehnică pentru întreținerea gazonului. Într-adevăr, sunt foarte multe de făcute poate la stadion, dar din punct de vedere al gazonului stăm foarte bine. Așteptăm echipele să joace fotbal. Am rectificat în ultima ședință din luna iulie o sumă de bani și vă pot spune că se achiziționează un nou tractoraj de tuns iarba pentru a păstra acest gazon. Vă pot spune că în sfârșit cei de la Forest au depus dosarul de finanțare pentru fonduri nerambursabile. A fost informarea și anunțul în mass media. Am convocat pentru mâine la ora 10 Comisia de Fonduri Nerambursabile. Vorbim de 5 proiecte, dar doar 3 și-au manifestat intenția. Mă refer la Foresta Suceava pentru suma de 800.000 de lei, bani care așteaptă să fie alocați echipei de la începutul anului. Între timp, suma a fost micșorată pentru că aceștia au retrogradat și nici n-au solicitat la timp. 50.000 de lei pentru Cross Sucevei, Asociația Județeană de Atletism, și 25.000 Phoenix Basket. Dacă mâine comisia va stabili că lucrurile sunt în regulă și actele sunt bine făcute, după ce avem rezultatul comisiei, vom convoca o ședință de Consiliu Local pentru a aloca acești bani atât echipei de fotbal cât și celorlalți doi participanți pentru a-și putea desfășura acele proiecte pentru care depun aceste situații, să le desfășoare în condiții cât mai bune.